Destinele oamenilor nu pot fi hotărâte de vătafi. Nimeni nu este buricul pământului și nimeni nu poate să facă, să ia hotărâri de unul singur. Asta trebuie, despre un lucru serioase, trebuie sfătuit să se sfătuiască oamenii între ei. Cine trebuie să conducă un teatru, doamnă? Oameni de cultură, oameni talentați și oameni care să iubească ceea ce fac. Să nu se iubească pe sine în teatru, ci să iubească teatrul, nu pe sine în teatru. Și gospodari, și înțelepți, că din banul ăsta puțin cât e, dacă ar exista puțină înțelepciune și nu s-ar da așa în devălmășie, nimeni nu se mai consulte cu nimeni. Nimeni nu mai întreabă pe nimeni. Toți știm tot, toți suntem extraordinari. Nimeni nu se duce baca. Eu sunt cea mai bătrână din teatru. Zice că dacă n-ai bătrân să ți-i cumperi. Nu mă întreabă nimeni, domnule. Mai Poli, tu ce părere ai despre treaba asta? E bine sau nu e bine? Silviu German vă întreabă? M-am supărat pe el că nu m-a mai chemat să mă... M-am supărat pe el. Pentru că... Pe domnia sa. Poftim. E frumos să spun pe el, pentru că a făcut un lucru, mă rog, foarte important pentru mine. M-a supărat pentru că, de mult, metamorfozele puterii sunt teribile. Sunteți profesoară la institut acum? Nu. Dar ați fost de... Am fost de două ori. Și de ce ați plecat? Am plecat pentru că... pentru că... Cum vă explicați, doamna Poldi, că atâția nostalgici după comunism avem? Păi da, normal că îi avem. Dar de ce e normal, doamnă? Păi cum să vrea ei să pună osul la treabă? Cum când ei toată viața a fost activism? Mulți dintre ei, domnul Sava, cum să dea ei din mână? Cum să dea? Averile uriașe. Dar ei nu, v-am mai spus, ei nu-și... Nu înțeleg că ajung dincolo un ghem de carne chinuită. Atât rămâne din om. Un ghem de carne chinuită. Nimic nu ia dincolo. Absolut nimic. Hei, doamna Leopoldina, ce ați creat dumneavoastră în seara asta? Aș sta o noapte întreagă și sunt sigur că mulți ar rămâne cu dumneavoastră. Dacă am greșit cu ceva sau dacă am jignit cu ceva... Urmează publicitate. Îi rog din suflet să mă ierte dacă mi-am permis să exprim niște gânduri, dar eu însă-mi sunt... V-am spus, sunt momente în care deznădejdea mea întrece speranța. Publicitate.